de la Ditocnesa și oferim serviciul Flori pentru tine. Cunoaștem că astăzi e o mare sărbătoare în familia voastră. Alexei împlinește un anișor și cu acest prilej cineva a decis să vină cu o surpriză pentru voi și să vă transmită aceste flori pentru tine, Alexandra. Și pentru Alexei mai multe cadouri avem. Acest ursuleț este pentru Alexei. Și iată așa o unitate de transport la un anișor, la fel pentru el. Și vrem să vă întrebăm, cum credeți, cine pot fi autorii acestei surprize? Nu știu, cred că cei dragi. Cine anume? Părinții, surorile, nașii, nu știu. Ne spuneți cine astăzi este la masa de sărbătoare, cine va fi, cine nu este? Cine nu este? Cam toți sunt. Tata lui? Nu știu. Ascultați mesajul, din partea cui este această surpriză. Și dacă azi e o mare sărbătoare, bunica Ala a decis să vă facă această zi mai deosebită, cu mai multe flori și emoții, pentru că tu, Alexandra, Tina și Iulian, copiii și părinții lui Alex, nepoțelul scump, cărui urează mulți ani, să crească mare, un băiat frumos și norocos, curajos, cu minte și de ajutor, înțelept și cel mai fericit copil. Iar voi, dragi părinți, să aveți parte de multă dragoste și împlinire. Creștere ușoară pentru Alexei și dorim tot binele din lume. Acest mesaj este semnat de bunica Ala, de bunelul Anatolie și Iulian, care îi urează mulți, mulți ani înainte și o sărbătoare frumoasă. Mult. Le dorim și lor multă sănătate, dragoste, bineînțelegere și îi așteptăm când vin acasă, îi așteptăm la noi. Și vrem să ne spuneți cum sărbătoriți, cine vă sunt alături. Așteptăm cu mult drag cu mătrii, părinții și noi, cei care în jurul nostru sunt. Da! Îi spune. Alexandra, ne mai spui cum a fost acest an împreună cu Alexei? A trecut foarte repede, foarte ușor, chiar unii zic că e greu, la alții mai ușor cresc, la alții nu. A fost foarte ușor, foarte repede a crescut, cele dorite ne se împlinesc câte puțin și așteptăm ceva mai mult de la el. Alex, eu îți doresc ții mulți ani înainte, fericire, bucurie, să ai o viață foarte frumoasă și ca să asculți pe mama întotdeauna și la mulți ani. Și ne-au transmis o tortă, la fel este pentru Alexei, ca să aprindem lumânarea, cifra 1, și împreună cu mămica să se gândească la o dorință care să devină realitate. Zi și noapte m-am rugat, Dumnezeu m-a ascultat, Dumnezeu m-a ascultat, mi-a dăruit un băiat. Zi și noapte m-am rugat, Dumnezeu m-a ascultat, Dumnezeu m-a ascultat, mi-a dăruit un băiat. Am un băiețel frumos, ține-l, Doamne, sănătos. El e tot ce mi-am dorit și sunt, Doamne, fericit. Am un băiețel frumos, ține-l, Doamne, sănătos. El e tot ce mi-am dorit și sunt, Doamne, fericit. Thank you.
Dacă ai băiat, băiat, ai în casă un bărbat, ai în viață ajutor, în ciuda dușmanilor. Dacă ai băiat, băiat, ai în casă un bărbat, ai în viață ajutor, în ciuda dușmanilor. Am un băiețel frumos, ține-l, Doamne, sănătos. El e tot ce mi-am dorit și sunt, Doamne, fericit. Am un băiețel frumos, ține-l, Doamne, sănătos. El e tot ce mi-am dorit și sunt, Doamne, fericit. Să crească băiatul mare și să ajungă o valoare. Eu pentru băiatul meu m-am rugat lui Dumnezeu. Să crească băiatul mare și să ajungă o valoare. Am un băiețel frumos, ține-l, Doamne, sănătos. El e tot ce mi-am dorit și sunt, Doamne, fericit. Am un băiețel frumos, ține-l, Doamne, sănătos. El e tot ce mi-am dorit, băiețelul meu.